De ce în Moldova oamenii se rușinează de sex? Ce se întâmplă? Vorbim despre sex ca ceva păcătos, ca ceva urât, murdar. Da, murdar. Hormonii, fierb, faci dragoste în nopțile întregi, nu mai ai nevoie nici de mâncare, nici de somn, nici de nimic. Apoi cu timpul se întâmplă ceva. Sunt multe femei care pentru prima dată au simțit un orgasm după 30. Ceea ce funcționa la 20, iată, am văzut-o. Femeie sau un bărbat și m-a excitat. Nu mai funcționează așa la 40. Cum impui la un cuplu crescut în societatea noastră să intre într-un sex shop? Cu frică că te vede cu mătru. Sexul, o rușine care trebuie ascunsă sau o comunicare profundă. De ce ne rușinăm de sex? Marți, la Efect 9.6. De la 22.30, doar la TV8.